În doar câteva zile se va da startul înscrierilor în clasa pregătitoare. Părinții copiilor care vor împlini 6 ani până pe 31 august 2017 sunt obligați să înscrie pe micuții în primul an de școală. La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2017 inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. La sfârșitul lunii februarie va începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2017-2018. Prima etapă de înscriere a copiilor în învățământul primar, care constă în completarea și depunerea cererilor, începe pe 27 februarie și se încheie în data de 16 martie. A doua etapă se desfășoară între 24 și 30 martie. Evaluarea dezvoltării psihomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Județean de Resurse și Asistență educațională în perioada 22 februarie-14 martie. Fiecare unitate de învățământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligația să organizeze ziua porților deschise în perioada 23 februarie-2 martie. Cu acest prilej, părinții și copiii pot vizita spațiile școlare și vor putea discuta cu cadrele didactice. Astfel, cu ocazia începerii înscrierii în învățământul primar pentru anul educațional 2017-2018, școala gimnazială Constantin Brâncuș din Megidia organizează vineri 24 februarie ziua porților deschise, prilej cu care în intervalul orar 9-11 părinții și copiii pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare, sala de sport, grupurile sanitare și vor putea purta discuții cu cadrele didactice ale acestei unități de învățământ direct implicate în această activitate. Învățământul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare și clasele 1-4. Numărul de locuri alocate prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare în învățământul de stat este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta la care pot fi înscriși pentru învățământul primar, asigurându-se astfel școlarizarea tuturor copiilor.